Asta. Da. Nu e problema, de altceva nu. Dragostea asta pentru cai ați avut-o tot dinainte sau așa da, e la țară, da, să ai cai? Da, asta e o iapă, numai nu e îngrijită și ea, trebuie... Trebuie... Nu închideți la asta. Am cumpărat-o și eu pe bani grei, dar nu mi-are mai mult. Ați cumpărat-o pe bani grei? Da. Dar ce rasă este? Am văzut cai, să știți că am mai filmat cai în județ. Nu, păi eu am filmat, nu știu ce zic. Nu... O scoateți afară? O scoate, dar nu prea o scot să nu scap. Hai dați-i un lucru, dar ce vă rog. O scăpați? Bine, nu prea fost prins, să nu facă nici eu cu oile. Bă, nu, că blende, vă puteți băga. Scoate jaba, dar să iau două arsă. Mă, ce mare e. Ce rasă este? Nu-i semi greu de asta, da. Da, zic, românească, nu? Da, românească. Mamă, ăsta e enorm de mare. Ei, are vreo 5 ani. Dar nu știu cine gemă da. Să dau la frumăsar. Cât ați dat pe ea? Că a zis că ați dat mult. Acum spuneți. Da, gemânză nu se spune prea. A, deci când o iei de mică nu se zice. Nu. Dar la ce o folosiți? Vara duc lapte cu ei, noroi pe la noi, minune, nu pot să merg cu mașini, cu trebuie. Foarte atunci. E blând așa de nu puțin. Da, dar e foarte mare. Da, dar nu, v-am zis, nu e așa îngrijită. N-am mijlo cu oile, cu... Da, dumneavoastră o ține și o folosiți la muncă. Adică da, nu... vara nu-mi cică, am un prac când cică de pe ea. La pădure o duceți? Nu, dar la noi nu. Ce le-am? Că noi avem gaz și aici. Ce să faci? Păi și la noi la fel, suntem... Păi, dar ce să faci cu el la pădure? Dacă mă duc eu, ne-aduc eu un par, dar de aici de la mine. Ne prindem pădure, nu merită să... Am ce? Ce să facem, nu se merită. Na. E foarte, foarte gras așa. Nu, și porumb nu-i dau, că, nu, da, că dacă nu îmi locuia, mi-e frică să nu pățesc ceva cu ea. Na. La mânji ține sau îi vindeți? Nu știu când e de mânzit, are o 5 ani, dar nu. E tu. Ei! A, deci, nu l-am dat-o nici într-o an, nu a fătat-o încă. De ce să nu? Dar n-are rău. Deci nu ați dat-o? Nu am dat-o că nu știu. Să aduc un ormăsar ca lumea. Ei, la noi sunt în satele ăștia vecini. Pițigoi de ea. Păi iată ce faci cu pițigoi de ea? Nu mai bine nu o dau. Frumos exemplar, serios. Și pe lângă fapt e îngrijită. De ce spun? Un cal care nu e îngrijit nu e atât de gras. Dar nu stâne și ea carne. E îngrijită. Dar pe de ce eu de la oi numai când fug și acum ni se dau apă? Încă nu a băut apă de aseară. N-am, v-am fost la oi. Atunci am venit acasă să mă duc să-i dau apă la iapă, la porci, la ce am paini. I-am băgat azneață până în ziua de mâncare, o mâncat și am mai dat apă. Mașină nu aveți sau jeep să mergeți în sus? Nu, nu, de alea nu. Tractor am numai, dar nu ia cafe la fratele. Nu. Frumos exemplar, domnul tăi. Filma și încolo, aici în sus, ia meu, aici, părat, nu. Aici este o zonă frumoasă de a crește oile. Nu. Și vacile mele, ia uitați cât aveți aici. Să le îngrădiți. E frumos, da, frumos, da. E greu că nu sunt oameni, v-am zis, foarte frumos, să le vezi. Nu mi-au zis mie, vin la mine să uit așa. Bă, omule, dacă tu treci pe drum și le vezi, tu crezi că ăștia să țin astăzi, că... Nu, acum nu-i vreme faină, dar vin vremuri când bace pe valea asta, nici vântul și nici soarea de nu te poți întoarce. Sau când este noroi și tot timpul alunești, că și acolo. Acum e fain că e uscat, trebuie să recunoaștem, da. Nu, acolo, vă spun, e foarte frumos, că e față să scurge repede. Am avut aici din coace până am cumpărat terenul ăla, că casa asta am cumpărat-o, mai tăi lucrat, nu ne-am făcut să fac o casă ca oameni, că tot am cumpărat terenul și animale sunt țâlse, că la cerți. Casa o faci când vrei, dacă ai bani. Domnul Dorin, dar ați făcut acelea să puneți grâu? Porumb și bucate. Da. Le dați zilnic? Le scoateți afară sau nu? Ălea cum e nu, că le-au năzut să-i vadă. Ba da, am văzut, da. Continu. Ăștia la alții, da. Ba da, sunt multe. Da, asta văd, că ați făcut multe. Da, dar mai am încă, că nu chepeau. Și am mai luat din ele și le-am pus acolo în sus, că nu chepeau. Mai am niște balos, vă 200 pe o dată. Un lucru cu un frate, cu tractorul, nici el, și el are vă 20 de vaci. Oi, vă 200, 300. Dar așa, după dumneavoastră, care sunt mai rentabile? Oile sau vacile? Compara și munca. Și are o soră aici nimai în jos, dacă vreți. Dar trebuie să ai și condiții mai bune. Trebuie să ai grajd. Dacă dumneavoastră nu aveți condiții aici, da, nu ca și loc mă refer. Da, ca și loc. Dar trebuie să ai oameni și acolo.
Și scule, să ai scule, să meri, iaba, ce legi, iai 30 de vaci și tu mor din frig acolo, fac așa niște tătănopi. Aia nu-i condiții. Sau animal slab. Mergem la câinele acelea să le vedem. Că mergem. Auziți? Cele mai frumoase... Cele mai frumoase... Da, da, mai mult, dar nu știu prin ies dacă e ce. Mă, dus pe aici. Cele mai frumoase stâne sau astea așa adunate, am văzut unde lucrează tată, fiu, copii. Adică da, unde este în familie, unde vezi tu 2-3 feciori că trag acolo la un loc. Dacă aveam un fișor sau doi. Aveați 1000. Da, 1000, da, țineam eu. Ălea, dar dacă n-ai ce să... Cum poți? Poate vă vine un ginere. Am ginere, e foarte. Aveți? Hard, da. Am ginere, am... Mă fi cu minte, Câine, mă ajută. La oraș și la armată, el ca unii am nepot. Păi nu are timp el de... Și cum să vă zic, nu... Eu nu-l pot băga pe ginerile mele dacă nu-i place slugă. Mă, dacă are dragoste, când o rămâne, păi chiar rămâne. Când nu mai pot, dacă ori vrea, dacă nu, nici. Pustie, gata. Ce să faci? La 302 câți baloți folosiți? Sau cât, cam cât consum așa? Dar nu făcocesc, 4 de ani le dau la zi. 4? Da, 2 dimineața, 2 seara, de ele nu. Așa de grijă le grijesc. Eu. Tu ești de Bucovina? Da. Ăștia sunt cei mai buni? Așa da, că... Da, eu nu am avut. Eu nu-i nici dragi ea dacă mă credeți. Eu nu-i pot suferi. Nu. Ia bă, cangale ea. Nu. Sau sunt ăia la alții periculos. La mine aici, nu uitați, trece zilnic, lume. E soseauă. Păi eu nu-i pot opri. Omoară un copil, Doamne, fierți și de ele, nu mai bine, fierți și scupă. Că și așa unul nu-l pot prinde, nu știu cine, să-l leg. Ăla ce câine este ăla mare care stă? Că-i cățel și ăla, de bună. Ce, tătă de la, m-a socorcit așa, să văd, că-i măsa. Da, am cățel la măsa, nu știu cine-o pe ăsta. Am avut câini frumoși. Dar ca așa, ne-a omorât un preacin, mă, la el la câini și a omorât. Nu, dacă vă spun. Eu omor câini. Da, câinii ăștia de oi cresc mari și dacă sunt un an, 8 luni, 9 luni, tot mari se fac faini. Da, așa asta nu e. Blând, am unul mai rău, dar nu știu, prin tot am dat cu doi, cu bota de pe ei, să nu vie la drum. Dar ce? Ăsta ce rase? Că nu-i... Da, de ăsta e, numai să corcit, isura așa e măsa. Ăsta aveam mama lui și vă doi ne-a dus un prieten la Brașov. I-am cumpărat. Am. E la Brașov, o fost, nu de aici. Ia să zic, că dacă... Domnul Dorin, vă mulțumesc încă o dată. Bine, sănătate!